Bun găsit, doamnelor și domnilor, vorbim despre ce s-a întâmplat acum 29 de ani. Pentru că, în continuare și după atâta vreme, nu este foarte clar ce s-a întâmplat, în special pe ziua de 23 decembrie 1989. Pentru că, din acel moment, a apărut toată acea nebunie legată de teroriști. Teroriști despre care nici în ziua de azi nu se știu foarte multe lucruri. Ce era cu acei teroriști? După fuga lui Nicolae Ceaușescu a început această nebunie cu teroriștii. Oameni nevinovați au fost împușcați în casele lor, la locurile de muncă sau pe stradă. Mai mult 40 de soldați veniți să apere aeroportul Otopeni au fost omorâți dintr-o gravă confuzie autorităților militare de atunci. "23 decembrie 1989 este o pată neagră în istoria României. Zeci de oameni nevinovați au fost ciruiți de gloanțele militarilor. Asta deși cuplul Ceaușescu fusese arestat cu o zi înainte și toată lumea se aștepta ca revoltele să se încheie. Baia de sânge însă a continuat. În acea zi, România a intrat sub spectrul unei amenințări cu care nu se mai confruntase în trecut. Terorismul. Psihoza terorismului se amplifica de la o oră la alta. Trecuți de partea revoluționarilor, soldații erau cu taburile în piața Palatului și contracarau împușcăturile care veneau dinspre clădiri către piață. În dimineața de 23 decembrie 1989, 34 de militari în termen de la Câmpina, chemați să apere de teroriști aeroportul de la Otopeni, au fost ciruiți dintr-o gravă confuzie a autorităților militare de atunci. Noua putere instalată după fuga și arestarea lui Ceaușescu a chemat populația la luptă împotriva trupelor loiale vechiului regim. Ion Iliescu dă vina pe așa zișii teroriști care ar încerca să pună în pericol cuceririle revoluției. Vinovatul principal este Ceaușescu. Așa e. Acest om fără inimă, fără suflet, fără creier, fără rațiune. Să fie prins și judecat. Care nu vroia să cedeze. Un fanatic care stăpânea cu metode medievale această țară și a ajuns până la această situație dramatică de a deschide foc, de a comanda foc împotriva oamenilor muncii acestor țări. Televiziunea română transmitea informații contradictorii și neverificate, care induceau o stare de panică generală. Da, și vă prezintă invitații cu care comentăm principalele evenimente din acele zile, care, așa cum vă spuneam, în continuare sunt învăluite în mister, deși există și un dosar despre care de asemenea vom vorbi, un dosar cu nume sonore, cel mai sonor poate al lui Ion Iliescu însuși, pe care l-am văzut ceva mai devreme, extrem de activ în acele zile, și multe alte personaje importante în perioada evenimentelor de la 1989. Mulți au numit o revoluție, acea mișcare de la 1989 din decembrie. Alții se feresc de acest termen, chiar de termenul revoluție, se referă pur și simplu la evenimentele din 1989, tocmai pentru că lucrurile încă nu sunt clare. Vă prezintă invitații cu care comentăm, așadar domnul general Eugen Crista, șef al securității lui Ceaușescu, colonelul Mihai Bartoș și domnule Marius Marinescu, fost senator, președinte FPAM. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, că sunteți alături de mine. Ați ridicat chiar această discuție înainte de a intra noi în direct. Domnule, ce termen folosim atunci când ne referim la acele zile negre din decembrie, de la sfârșitul lui decembrie 1989? Vedeți, doamna, aș începe cu ce a spus comunicatul de presă de anul trecut, comunicat de presă al Parchetului General vis-a-vis de evenimentele din 89, le-a catalogat ca fiind o lovitură de stat. Au mai spus ceva, că nu a existat un vid de putere, vorbește de diversiunile care au avut loc la timpul respectiv. Comunicatul este din 18 decembrie 2017. Este instituția cea mai abilitată să spună un punct de vedere pe această temă. Vorbește și de faptul că au fost niște simulatoare în piața Revoluției la timpul respectiv, vorbește și de asasinarea soților Ceaușescu. Sigur că dacă ne uităm în istoricul României, o să vedem că au fost multe lovituri de stat. Au fost cel puțin 4 lovituri de stat. Să ne amintim că Alexandru Ioan Cuza a fost
înlăturat de la putere, arestat printr-o lovitură de stat în 1866 de colonelul Haralambie, de frații Golescu, Rosetti, sprijinit și de amanta lui, Maria Obremovici. La putere, în scurt timp, a venit Carol I pe 10 mai 1866. Mai vorbim și s-a schimbat și Constituția, da. Fiindcă am avut o Constituție în 64 și a venit Constituția în 66. Aș face o paranteză. Și pe timpul protectoratului rus din 1828 până 34, am avut și atunci două Constituții, fiindcă s-a înființat Parlamentul Unicameral și în Țara Românească și Moldova. Nu mai spun că și pe la 1742 avem o istorie complexă Constantin în ceea ce privește acest Macrocordat, am avut prima Constituție. Deci avem, bun, dar cu lovituri de stat. Am mai avut o lovitură de stat, atenție, în 1938, când regele Carol al II-lea a desființat Parlamentul, partidele, a schimbat Constituția din 23, tot lovitură de stat a fost și atunci. Și s-a trecut de la monarhie la o dictatură, la timpul respectiv. Bun, am mai avut o lovitură de stat și în 23 august 1944. S-a schimbat regimul lui Antonescu, el avea și puteri de șef de stat și a venit al regim cu Stănătescu și așa mai departe, Rădescu. Și am avut și o lovitură de stat, fără doar și poate, și vă explic de ce, și în 89, dar îmbrăcată de o revoluție. Deci, dacă ne uităm foarte bine, cine a fost cel care a înființat Frontul Salvării Naționale, de care se știa de în planul Nistu din 1969. Am mai discutat de asta. Păi, domnul Ion Iliescu. Domnul Ion Iliescu nu era emanația străzii. Domnul Ion Iliescu a fost fiul adoptiv al lui Nicolae Ceaușescu, a trăit în casa lui Nicolae Ceaușescu, a fost trimis de Nicolae Ceaușescu și el și Nelu Ceaușescu la studii la Moscova, a obținut niște funcții foarte importante, chiar de secretar cu propaganda. Deci dânsul și în 89 era director la editura tehnică, deci era tot în sistemul de conducere comunist. Nici pe departe nu venea, nu era emanația străzii. Hai să vedem cine era generalul Stănculescu. Deci mă refer la cei care au condus evenimentele la timpul celor. Domnul general Stănculescu, vecinul meu de imobil, așa, deci era omul de casă al Elenei Ceaușescu. Domnul general ne poate spune foarte multe, cum intra la Elena Ceaușescu fără să fie anunțat. Atenție, era ministrul apărării naționale, era și omul serviciilor și interne și externe. Deci dânsul a preluat puterea după ce Ceaușescu a plecat în 22 decembrie cu elicopterul la 12:06 minute și domnul general Stănculescu, atenție, deci armata a preluat puterea până după amiază, când în după amiază 22 decembrie l-a instalat pe Ion Iliescu. Deci, spre deosebire de celelalte lovituri de stat, și e bine că a făcut această paralelă, erau în celelalte cazuri niște oameni noi veniți să schimbe lucrurile sau, mă rog, de cele mai multe ori, da? Erau niște oameni, cel puțin în cazul regelui Carol. Da. Dar aici vorbim de un om care era deja în sistem. Și a preluat putere. Cum se spune, eu aș mai da câteva exemple. Dom'le, haideți să vedem cine era domnul Petre Roman. Un băiat deștept, frumos, domnul general poate să spune foarte multe, am și scris într-o carte cu dânsul și cu domnul Mitran multe despre asta, care era iubitul lui Zoe Ceaușescu. A fost trimis la studii la Paris, fiindcă spunea Elena Ceaușescu, îmi spunea și domnul general, și domnul Ștefan Andrei, Dumnezeu să-l odinească, că Elena Ceaușescu zicea, domnule, mi-ajunge un evreu în casă, în familie. Era vorba de Dana Borilă, căsătorită cu Valentin Ceaușescu, mai luăm și pe al doilea, gata, ajunge, nu știu ce. Deci era un om din anturajul, din siajul comunist. Pe urmă, hai să ne vedem cine era Nicolae Militaru, agent KGB, cel care a ajuns, vorba aia, ministrul apărării naționale, agent KGB, dovedit, primise o decorație de la KGB, fiindcă îi spionase pe cei de la NATO. Cine era, hai să zic, cel care, Mihai Caraman, care a devenit șeful SIE după 90 imediat. Păi era agent KGB și el, să știe de el și așa mai departe. Deci vedeți cum asta, toți erau din sistemul comunist, sistemul de securitate de înainte de 90, dar erau din sistem, ei au propriu puterea. Bun, a fost și o mișcare a
străzi, sigur, și vorbind de oameni nevinovați care au ieșit în stradă, vorbind de oameni nevinovați care au murit, sunt pline cimitirile de ei, de la 1000 și vreo 200 de oameni. Dar atenție, oamenii ăștia sunt la cimitirul Belu și la alte cimitire, oameni care au avut curaj să iasă, o parte din ei mai sunt în viață, e regretabil ce s-a întâmplat, dar ei nu au făcut parte din puterea, da. Din puterea de atunci. Ei au rămas pe margine. Puterea de atunci s-a dus mai departe cu Ion Iliescu, cu Petre Loma și ceilalți. Deci vorbim de o lovitură de stat în centru, mascată de o revoluție. Că a fost și revoluție. Au ieșit oamenii în stradă, vedeți, în 89. În celelalte, la celelalte lovituri de stat, n-au ieșit oamenii în stradă. Celelalte lovituri de stat, de regulă, se schimba regimul de la o democrație la o dictatură, cum a fost pe timpul lui Carol al II-lea și așa se întâmplă în toată lumea. Când vine, când e dat o lovitură de stat, se schimbă un regim democratic, un regim dictatorial. Aici, de fapt, s-a schimbat o rânduire socială, până la urmă, cu altă o rânduire. Dar, vedeți, dumneavoastră, dacă vrem și am adus comunicatul LAM al Frontului Salvării Naționale, nu vorbea nici pe departe de interzicerea Partidului Comunist, nici pe departe. Am citit și am scris într-o carte cu domnul general ultimul interviu discuția, stenograma dintre Ion Iliescu, Petre Roman din 27 decembrie 89. La timpul respectiv era președintele Frontului Salvării Naționale, domnul Ion Iliescu, învestise pe Petre Roman să fie prim-ministru, să-și formeze guvernul și a avut o discuție cu Tia Jelnikov, ambasadorul Rusiei în România. Și unul și altul spunea, ridica problema și domnul Ion Iliescu vis-a-vis de terorist, să-și retragă teroriștii rușii, în sfârșit, agenții până la urmă. Și teroriștii ăștia până la urmă, despre care s-a tot vorbit. Cine erau acești teroriști? Uitați, au existat. Dar nu erau teroriști, doamne, erau agenți KGB, GRU, agenți AVO al Rusiei. Numai termenul s-a folosit, dar în realitate erau reprezentanții serviciilor. Uh-huh. Și din Rusia, și din Ungaria. Care era scopul lor? Ei, în primul rând, trebuia să creeze atmosfera necesară pentru ca revoluție. Uh-huh. Și eu rețin că unitatea mea, oamenii mei, de fapt, au prins pe 30 de inși. Și am crezut că, efectiv, sunt teroriști. Și când i-am adus ancoară să vedem ce sunt, păi da, erau oameni, mă rog, ăla vorbea rusește, ăla vorbea ungurește. Deci și culmea este nevătură. Că imediat după ce s-a aflat aceste, am primit ordin să le dau drumul. Ordin de sus. Să-și vadă în continuare de treabă. Să-și vadă de treabă. Ba, mai mult, în stenograva asta, în discuția dintre Tia Jelnikov din 27 decembrie și cu domnul Petre Roman și cu domnul Ion Iliescu, Tia Jelnikov îi spune, domnule, dă-le drumul la oamenii noștri, n-au pașapoarte, n-au doar adeverințe, nu-i mai țineți cei care erau arestați. Și e de spus următorul lucru, din arhivele securității rezistă foarte clar că în București a coordonat toată acțiunea asta din 89 Tia Jelnikov, care era și la Ministerul Apărării Naționale la un moment dat, ambasadorul Rusiei, cu atașatul militar, bineînțeles, au avut o discuție și cu Ilie Ceaușescu, fratele lui Ceaușescu, care era locțitorul politic, și atenție, în București coordonau ostilitățile din partea acestor trupe de securitate, Dimitri Hornarev, generalul Dimitri Hornarev, pe domnul general Cristian îi cunoaște foarte bine, și la Timișoara, generalul Abdulaev. Deci e foarte clar, dacă îl întrebați pe domnul general Troncotă, care a fost la arhivele securității, vă confirmă lucrurile astea. Deci au fost câteva lucruri foarte bine aranjate. Bobby Păunescu ni s-a alăturat. A fost la Revoluție, da. Seamănă cumva ce ni se povestește acum la 29 de ani, distanță de evenimentele din decembrie 89, sau cu un film. E un film foarte bine făcut, Wild the Dog. Filmul de la noi din 89 nu e așa de reușit, da. Dar acel film, Wild the Dog, ne prezenta un scenariu realitate. Exact. O revoluție creată. Exportul de revoluție. Da, dar creată cu totul într-un studio hollywoodian. Da.
Aici nu știu în ce studio, poate mult film o fi fost făcut. Păi, da, clar era filmul de la noi. Clar era un studio. Deci, odată, ca să nu pară că sunt foarte mulți oameni care și-au pierdut viața chiar pe 22, pe 21. O mie și nu știu câți în București. Din păcate, în marea lor majoritate, degeaba. În sensul că, după părerea mea, această revoluție, ca să spunem așa, această lovitură de stat, putea fi dată fără aceste victime. Și se putea face. E clar că marea parte a populației, nu toată populația, dar mare parte, în mare parte, 80%, 90%, își doreau această schimbare. Da? Deci, și-au ieșit în stradă unii de bună credință, marea majoritate de bună credință, crezând în tot ce se întâmplă. E semnificativ că în dimineața zilei veneau din cartiere, se strângeau și veneau coloane veneau spre centru care să se strângă și dădea impresia, într-adevăr, că este o mișcare de masă. Excelență, dar trebuie punctat un lucru foarte interesant. Toate revoluțiile care au avut loc n-au reușit fiindcă n-au intervenit serviciile. Atenție! În revoluția la 1964 din Ungaria, n-a reușit, și o să vă spun, la Indigo s-a repezat în 89 ce s-a întâmplat la noi. 56. Revoluția din 68 din Cehoslovacia, de la Praga, n-a reușit nici aia. Revoluția din Beijing din 89, de la Tianjin, n-a reușit nici aia. Au murit oameni. Și facem o mică paralelă. În revoluția asta, care a fost de fapt o lovitură de stat îmbrăcată de o revoluție, a ieșit fiindcă au intervenit serviciile secrete străine. Că e vorba de GRU, că e vorba de KGB, că e vorba de AVODE și așa mai departe, ungurești sau cele sărbești, fiecare își doreau câte o bucată din România. Da. Bun. Hai să vedem ce a fost în 1956, Revoluția Ungară. Să vezi că e la Indigo. Petre Imbre, care era prim-ministru comunist, atenție, două secunde, domnul Păunesc, era prim-ministru comunist, da, a dat frâul liber studenților. Acum, și celor și care... ce înseamnă prim-ministru comunist? Că comunist e un termen... În sfârșit, socialist, să spunem, da. Da. Generic, Partidul Comunist îi spunea. Cu așa, vedere, da, în direcția aia, da. Exact. Avea o vedere de dreapta, vroia să deschide granițele, în sfârșit nu mai vroia să facă parte din tratatul de la Varșovia, și atunci rușii au fost deranjați, au intrat cu tancurile și s-a întâmplat măcelul, este arestat Imbrenoghi, adus și în România, ținut la Palatul Znovu vreo 2 ani și executat. Același lucru s-a întâmplat și cu... N-are legătură cu Petre Imbre de acum, nu? Nu, n-are legătură. Da. Imbrenoghi ăsta, era Imbrenoghi, îl chema. Da. Nu Petre Imbre, Imbrenoghi. Bun. El, Imbrenoghi, din Revoluția de la 56, Nicolae Ceaușescu, care era și lider comunist la timpul respectiv, asasinat și așa mai departe. Și cum au venit agenturile, să zic cum spune el, rusești, și nu mai au venit cu Lada de data asta, nu au mai venit cu tancuri. Cine a luat locul lui Imbrenoghi în 56? Atenție, foarte interesant. Păi Iosif Kadar, cine era? Era școlit la Moscova, era, știu eu, lider comunist și așa mai departe. Era Ion Iliescu al nostru. Exact, Ion Iliescu și școlii la Moscova vine și a lucrat. Deci la Indigo. Dar, la timpul respectiv, serviciile secrete n-au existat, deci a intrat armata. De data asta în România, ca să nu se mai creeze tensiunea, au intrat serviciile secrete din Moscova și nu așa. Eu aș vrea ca să vă spun o chestiune, ca să mai să mă înțeleagă și cu problema asta, cine au fost cei care au tras. Doamne, în fiecare stat din lume, mare sau mai mic, există trupe de cercetare diversiune. Oamenii aceștia au o pregătire deosebită și la noi am avut. Da, da. Ei sunt învățați cum să bea apă din frunze de-astea căzute pe jos, din băltoace, sunt învățați ca să mănânce broaște, șobolan sau nu știu mai ce, ca să poată să-și facă misiunea aceea anume, cercetare și diversiune, adică privesc, acționează în mod ascuns, dar pentru asta ăștia sunt cu o pregătire deosebită, nu niște neisprăviți îmbrăcați în nu știu ce haine, deghizați, care să acționeze. Așa cum mă scuzați că îmi permit, doar ca să clarific, pentru generațiile noi, trupele de comando, să spunem așa, cum ne-am văzut în filme. Da, sau cum se mai spune, parașutiști. Niciun stat în lume mare sau mai mic nu își permite ca să aibă trupe de parașutiști. Sunt trupe aeroportate.
că o trupe ca să-l faci tu parașutist, să-l ții 3 ani de zile, să-l duci cu avionul ca să sară cu parașuta, o dată, două ori pe lună, în afară că ai niște cheltuieli extraordinare, n-ai nevoie de ei. Ai nevoie de trupe de intervenție de care vă spuneam eu dumneavoastră. Doamnă, în toată problema aceasta trebuie să vedem că securitatea sovietică, KGB-ul, a avut niște vederi de lungă durată înainte, că să vă dau și explicații, niște vederi extraordinare în organizarea lucrurilor. Eu vă supun dumneavoastră și telespectatorilor un exercițiu așa de imaginație. Anume, în 20, adică luna decembrie, Ceaușescu ar fi plecat în Teheran și o să vă spun și cu problema aia dacă a avut sau nu aur, cum spune că a avut 10, așa, și vă spun de la început că direcția de securitate și de gardă nu știe nimic de așa ceva, dar și a luat în primire avionul, nu știu cine anume ca să ne spună, domne, a fost, au dus aurul, l-am transportat noi l-am băgat în avion noi. Șeful, ăsta, ministrul de finanțe, care a fost la dumneavoastră aici, Florea Dumitrescu, domnul Florea Dumitrescu, care a fost și ceva băncii naționale, a spus, nouă ne-a spus, și cred că și Netera a dat-o, că niciodată n-a fost scos din tezaurul țării cantități de aur, măcar un gram pentru așa ceva. Se pune întrebarea, de unde avea Ceaușescu aur? Eu nu știu, trebuia să știu. Nu știu niciodată, n-am știut de așa ceva. Doamna. Dumnezeu, dacă 10 secunde să vă completez ce a spus. Am vorbit cu domnul Ion Avram, fostul ministrul construcțiilor de mașini, înainte de emisiune, și îmi spunea, domnule, știți ce a făcut Ceaușescu când s-a dus în Iran? Deci a încheiat un acord între România și Iran să prelucreze Iranul, atenție, vreo 4 milioane de tone de țiței în România și să le vândă, atenție, rivenanilor după Dunăre. Asta vrea să facă Celamidia. Și ăla era motivul pentru care se construise și Libia, că erau niște tratate de mâini. Cu Ceaușescu, cu Iranul, pentru că a venit vorba și numai că se uită pe urmă. Venise cu, la începutul lunii decembrie, a venit un nou ministru de externe în România. Așa, l-am aici notat, ăsta și nu contează numele lui prea mult. El când a luat hârtiile la mână, când i s-a prezentat de către secretariatul lui, a dat peste un document în care se prevedea... Ministrul externe totul? În decembrie. Și în decembrie s-a pus problema la începutul lunii decembrie, când s-a luat comanda a Ministerului de Externe, s-a dus la Ceaușescu și l-a întrebat, pentru că era prevăzută vizita în Iran. Și l-a întrebat pe Ceaușescu, ce facem? O anulăm, pentru că începuseră deja mișcările în țară. Sigur. Îl anulăm sau o ținem vizita? Ceaușescu, cel care era adiutantul ministrul externe, este autor de carte cu noi împreună și el cunoaște foarte bine și mi-a și explicat. Și domnul și Mitran. Alții. Da, colonelul Mitran. Și Ceaușescu a stat puțin, s-a gândit, deci o facem. Adică viza. Și ia legătura cu ambasada Iranului ca să pune pe rol problema vizei. În felul acesta, problema cu care o ridica domnul senator și perfectă dreptate, legătură cu petrolul. Mai e o chestiune. Să pune problema. Ceaușescu a știut despre ce se întâmpla în țară sau a fost, s-a evitat ca să-i se spună? Ce credeți? Se pare nu că s-a evitat. Atunci știa ce ia, se întâmpla. Dar nu știa la nivelul care ce trebuia să știe. Nu credea. Îi permite Ceaușescu să plece din țară, dar acum veni cu altă întrebare. Dar de ce ai lăsat la conducerea partidului și statului soția? Înseamnă că ai mai avut încredere în ceilalți. Constantin Dăscălescu, că el Constantin Dăscălescu, care e pe ziua de 22, la orele, cu o oră și ceva după ce a plecat Ceaușescu cu Eric Lauteru, era venit ca să facă guvernul. Atunci se pune întrebarea. E bine, domnule, nu ești, înseamnă că faci un nou guvern într-o altă rânduire socială,
cu dispariția comunismului și tu vii ca să faci problema aceasta a guvernului, înseamnă că ceva era neclar pe timpul când era prim-ministru. Mai ceva, se spunea de atât duru. El a reușit prin duritatea lui a comportamentului cu subordonații ca să-i pună pe toți în genunchi și să facă exact o completare. Era domnul Dumitru Avram acolo în povestea în Comitetul Central și Constantin Dăscălescu a găsit un motiv să nu se urce în elicopter alături de Marea Mănescu și Emil Bobu și i-a spus, domnule, e frig, mă duc să-mi iau paltonul. Și s-a făcut palton. N-a mai venit. Și pe urmă a trebuit să-i încarce. Mai încă o chestiune de menționat, că elicopterul era foarte plin. Deci nu puteau să intre toți. Da, dar nu-l lua pe Bobu, nu-l lua pe Marea Mănescu, l-a pe al doilea de stat. Mănescu s-a fi primul. Da, dar nu-l lua pe... Dar nu știu unde i-a mai primit. Trebuia să... Și au lăsat numai doi dintre cei care au luat gardă. Dar domnul Păunescu, mai era, vedeți, mulți se întreabă, zice, domnule, știi care e problema? Zice, poate că Ceaușescu rezista, poate că n-avea cum să mai reziste Ceaușescu, fiindcă tot blocul socialist avea soarta pecetluită. Ați văzut dumneavoastră. Și da, atunci, e foarte interesant. Clar, care e și, absolut, asta e clară. Deci, și mai e ceva, că au venit cei din linia a doua, peste tot. Deci a căzut șeful statului, secretarul general. În liniște au venit, fără să se întâmple nimic, fără să ajungă la Versailles. Uitați-vă ce s-a uitat în Polonia, uitați-vă ce s-a în Bulgaria, în Germania, cade zilul Berlinul pe 9 noiembrie, în 26 noiembrie, Revoluția de Catifea în Praga. Deci peste tot... Mi se pare că ministrul de interne a preluat pentru o perioadă în RDG. A plecat el. Dar au plecat, cum să zic eu, de bună voie până la urmă. Știau ce se întâmplă. În conform cu Gorbaciov, le-a spus. Domnule, renunțați. A avut arestul la domiciliu. Todor Zhivkov a avut Honecker, locul Honecker. Și știți cine e prim-ministru acum la bulgari? Un aghiotant al lui Zhivkov. Borisov. Era aghiotantul lui Zhivkov. Că domnul general știe. În RDC. Da. Unde ar avea armata rusă, ședea din 1945. Da, a rămas acolo. Și a rămas acolo. Conform înțelegerii, da. Deci armata rusă avea putere extraordinară. În același timp, o putere extraordinară din cadrul KGB-ului era formată securitatea din armată, era GRU. Se prezintă înainte de a-l debarca pe Honecker, și l-am gardat de mai multe ori, pe Honecker îl cunosc, ultima dată s-a și îmbolnăvit în luna iunie la București de cancer la stomac, așa a fost prima lui criză, în timp ce era la o conferință cu reprezentanții tratatului de la Varșovia și președinții țărilor participante. Acolo se prezintă generalul Kruchikov, venit șef al KGB-ului, al șeful KGB-ului, cel mai mare. Vorbește cu membrii Comitetului Politic Executiv, cu unii dintre ei, care își știa că sunt și... A, în România vă referiți? Da. În România? Nu. În Berlin? În RDG. Discută cu cei care, așa, scenariul s-a repetat, era în Bulgaria, exact pe același calapot. Da. Vorbește cu ea fac Comitetul Executiv, îi pune în vedere lui Honecker să le tragă, ăla refuză, îi mai atrage atenția, armata rusă era prezentă și s-a înlocuit. Cine a venit? Nu știu, a venit din partea lui Gorbaciov, omul lui Gorbaciov. Dacă e vorba ca să luăm acum în Cehoslovacia, așa că trecem chestiunea aceasta, a venit generalul KGB Victor Grușov, aflat la conducerea KGB-ului și el. Așa. El pune la fel conductătul politic. Dincolo, în Bulgaria, așa, în Bulgaria, se repetă chestiunea aceasta cu același general, imediat vă și spun, în Bulgaria, vine generalul Șarapov, din KGB, în octombrie 1989. La fel, discută cu 2, 5, 10 din Comitetul Politic, îi se pune în vederea lui ăsta care era Todor Zhivkov. Zhivkov acționează împotriva lor, adică refuză ca să se supună indicații cerințelor, așa, nu îl bagă în seamă,
îl izolează și începând de mi-a doare, îi dă și domiciliu obligatoriu ca să-l învețe minte. Într-o vilă era un tip la 34 de ani de conducerea partidului, a fost întotdeauna de partea un subordonat fără niciun fel de rezerve față de UNSS și a redus din 1968, pentru că era prieten până atunci, nu știu ce fel de prietenie a avut-o cu Nicolae Ceaușescu, dar a redus dintr-o dată, a redus vizitele în România și invers, așa, prietenia nu mai venea nici la vânătoare. Am fost cu el, era o tragedie, adică am văzut niște chestiuni, am fost cu el lângă București aici la 15-20 km, la Bolovan. Bolovan. La Porci Mistrenț, unde a murit ca să nu mai poată să tragă cu arma. Trăgea adiutantul lui, așa, cu arma și la sfârșit toată lumea era veselă că tovarășul ăsta, Jicu, încă poate să trăiască, să ochească. Dar mai trei mult după asta, după revoluție. Să pun o întrebare, dacă Ceaușescu renunța la Congresul al 14-lea, renunța la putere, să mai ajungea la vărsare de sânge, să mai ajungea la dezastre economic? E o întrebare care se pune. Eu aș vrea acum, să spunem așa, generația care a venit după. Soarta țărilor era... Nu era vorba dacă se mai întâmpla masacru din decembrie, dacă renunța. Deci nu mai se întâmplă. Dumneavoastră erați acolo, să spunem, în preajma... Eu am 14 ani, 15 ani și întrebările sunt, dacă vreți, de la cei care aveau 15 ani atunci, pentru cei care cunoșteau, erau la... Au trăit evenimente. Au trăit și erau... Da, și erau la locul faptei, să spunem așa, unde era... vedea ce se întâmplă stânga, dreapta și... Acum, ideea este că... sigur, spui, domnule, se pare că Gorbaciov i-ar fi spus la întâlnirea de la Moscova că dacă în 4 decembrie, da, să se retragă de la conducerea... I-a spus să din 1987 ne despărțea o ușă la următorul congres, care eram pe culoarul de la vila aia, cum îi spune, Cadoi, Calinidor, la postă construită pentru și rezervată apoi numai pentru mese protocolare. Când a intrat Gorbaciov cu soția lui, așa, la masă, invitați de Ceaușescu soție, n-au trecut 10 sau 15 minute, că a ieșit cineva, nu vreau să mai spun numere și altceva, nici nu mai rețin cum trebuie, a ieșit tulburat, pur și simplu. Deci am făcut pe noi. Ce s-a întâmplat, dragă? Deci tovarășul Gorbaciov îi cere tovarășului Ceaușescu să-și dea demisia din toate funcțiile pe care le are împreună cu soția. Bine, a plecat, noi am reținut chestiunea. De aceea, vedeți dumneavoastră, doamnă și domnul Păunescu, noi nu vom cunoaște realitatea, nici organele de cercetare a tot ce s-a întâmplat, decât peste vreo 80 de ani, 70-80, când încă vreo două generații după doamna vor termina până în 2100, când se vor pune la dispoziție casetele care au marcat discuțiile între patru ochi. Există acum aceste casete? Sigur. Există, doamne. Și toate problema, să vă spun o chestiune care nu știți. Și îi rog pe cei care au palpitații la ora actuală, că divulg eu secretul, e nicio divulgare secretului. Ce vreau să vă spun de chestiunea aceasta? O singură persoană ascultă casetele care în timpul acela, eu vorbesc numai până la 1990, nu și după aceea, el este singura persoană care ascultă și transcrie. De ce? Dacă se dă pe mâna unei dactilografe, aceea are un șef de serviciu, un adjunct, șef de direcție, ministru. Dintr-o dată, patru. Se află. Dar, casetele acelea au fost puse de ofițeri de securitate. Mă refer la toate discuțiile purtate între patru ochi, între Gorbaciov și... Mă scuzați, ele au fost totuși multiplicate între ei... În două casete și una într-o parte, alta într-o parte. Securitatea sovietică ce-a luat, în mod sigur, era protocolul de acea manieră. Și la caseta ceilalți. Am de suportul de... Se pune problema. Dar șeful securității sovietice al armatei și direct
comandantul al Ministerului de Interne și cei care știau că sunt de partea lor și au pus întrebări, dă-me, ce cuprind discuțiile astea? Un aspect, al doilea, de ce? Și aici fiecare telespectator poate să tragă concluzia. De ce Gorbaciov, încă declararea puterii în primăvara lui 1985, 85, da, a cerut Cernenco, în mod expres celor de Ministerul de Externe Cernenco să aranjeze discuții cu președintele american, care era Reagan. De fiecare dată era însoțit de 5, 6, 7 inși în Comitetul Politic Executiv, oameni care conduceau partidul. Și niciodată aceștia, adică participau la discuții cu caracter general, cu caracter general, după care și unul și altul, conform înțelegerii anticipate între comisii, intrau la discuții de o oră, o oră și jumătate, chiar și mai mult, între patru ori. S-a pus problema. Dom'le, ce discută ăștia? Chiar de aia care îl însoțeau. Dom'le, ce atâtea discuții? Prima discuție a fost la Geneva. A doua a avut-o la Reykjavik, în Islanda. Au mai fost zis când Gorbaciov s-a deplasat în Statele Unite la ranch-ul lui Reagan. După care a urmat vizita lui Reagan la Moscova cu vizitare Pieții Roșii și Leningradul și mai multe chestiuni. Așa, după care a urmat și acum vă rog să-mi permiteți ca să trec rapid și dacă mai fi nevoie. Trebuie să luăm pauză. 30 de secunde, vă spun ceva că plec eu. 30 de secunde, dacă permiți. 10 secunde, da, vă rog. 30 de secunde, că eu mă retrag pe urmă, cu permisiunea dumneavoastră. Deci aș vrea să vă spun foarte clar că ce s-a întâmplat în 89 este un scenariu perfect din planul Nistru stabilit de pe timpul din 1969. La timpul respectiv, după ce Ceaușescu a luat atitudine dură împotriva trupelor rusești care au invadat Ceoslovacia, Brejnev, împreună cu serviciile secrete, au pus la cale un plan Nistru de lovitură de stat. Atenție, la timpul respectiv, unitatea 0920, domnul general știe foarte bine, l-a informat pe Ceaușescu lucrul ăsta, s-a transformat în unitatea 0110 după ce a dezertat Pacepa. Ce se stabilea la timpul respectiv? Hai să vedem. Ca conducerea loviturii de stat să fie preluată de către Frontul Salvării Naționale, din 71 să știa de domnul Ion Iliescu că vine, s-a întâmplat la Indigo, Frontul Salvării Naționale, un general a apropiat serviciilor rusești să preia lovitura de stat, era domnul general Stănculescu, el a preluat ștafeta de la Iliescu, de la Ceaușescu și a dat-o mai departe, deci lovitura de stat. Atenție, să apară chestia, diversiunea cu teroriștii și a apărut, că a apărut Nicolae Militaru și a organizat chiar pe 20 decembrie, în urmă cu 29 de ani, diversiunea de la Otopeni cu soldații care au murit, de la Sibiu, că le era teamă să nu vină Nicu Ceaușescu, de la Ministerul Apărării Naționale cu Trosca și așa mai departe. Mare pe Nicu Ceaușescu. Sigur, exact. Deci s-a întâmplat asta. Patru, un reprezentantul Rusiei la București să conducă ostilitățile și într-adevăr Tiajelnikov era ambasadorul împreună cu atașatul militar, erau deja la Ministerul Apărării Naționale. Dacă nu reușea lovitura de stat, armata 14 intra în 14 în 48 de ore în București. Toți deci, acești pași la Indigo. Stabiliți clar, doamne. Facem o scurtă pauză de publicitate, așa cum spunea domnul Marinescu, trebuie să se retragă. Îi mulțumim foarte mult că a fost alături de noi. Înainte de publicitate, ne reamintea domnul Marinescu despre planul Nistru. S-a vorbit foarte mult despre planul Nistru. Conform acestui plan pus la cale de ruși, s-ar fi știut încă din 1968 de revoluția din 1989 sau lovitură de stat sau evenimente. Există. Fiecare dorește să folosească un termen sau altul. Dacă îmi permiteți doar o secundă așa. Ideea este că, sigur, s-au vehiculat tot felul de ipoteze, situații. Scenari. Și atunci când vrei să ascunzi un subiect sau când vrei să n-ajungi la o concluzie sau nu vrei să găsești adevărul, arunci tot felul de lucruri pe piață tocmai pentru a, pentru a crea această multitudine de variabile. Ce nu pot fi niciodată dezlușite atunci când sunt sute și mii de chestii. Dom'le, ba aia, ba aia, ba aia, ba aia. Există printre altele și discuția că Mihail Gorbaciov ar fi fost rudă sau finul lui Andropov și că Ceaușescu ar fi avut o poziție împotriva lui Andropov. Există și chestiunea asta aruncată pe piață. Și încă de atunci, de când a venit Andropov președinte, mă rog, e o discuție întreagă. Dar
Ca să revin un pic la zilele noastre, că sigur știm ce s-a întâmplat pe 10 august, știm ce s-a întâmplat pe nu știu când, acum un an, acum 2 ani, acum 3 ani, dar nu știm ce s-a întâmplat la Revoluție, nu știm ce s-a întâmplat la Mineriadă, nu știm ce s-a întâmplat, sunt niște chestii, nu s-a început niciun proces, nu s-a usat, dacă s-a început, pare că s-a început, s-a retras, ăla începe, se retrage și nu știu ce. Există, de altfel, există o discuție care iarăși e aruncată pe, în spațiu public, ea trebuie verificată dacă există sau nu, cum că domnul procuror militar Voina ar fi fost prezent în momentul încărcării morților de la Timișoara, celor 42 și duci spre București. Există și chestiunea asta care poate fi o intoxicare și sunt convins că nu cred că putea să fie prezent acolo și după aia să ancheteze dosarul Revoluției. Pe de altă parte, zici, domne, pare plauzibil că de ce nu s-a întâmplat nimic cu dosarul Revoluției și cu toată povestea, adică de ce au cu crima familiei și de ce au trebuit să moară. De fapt, aici chestiunea este că, sigur, acel proces n-a fost un proces cu Ceaușescu și așa mai departe. Dar problema principală este, dumne, au murit oameni. Uh-huh. Mii de oameni. De ce au murit aceste mii de oameni? Și atunci trebuie să afli chestiunea asta. Și de ce după aia s-a jamalizat toată această poveste? Pentru că este important, cum se spune, nu zice, aia, dumne, s-a întâmplat acum 30 de ani, lasă-ne că noi avem acum alte treburi, avem chestiunea asta, chestiunea aia, altă chestia. Nu, o secundă. Dacă noi nu știm pe ce stăm, dacă noi nu ne dăm seama de vecin, că s-a spus că i-am trădat pe sârbi, singurii noștri prieteni, i-am trădat în 97 cu, când am dat spațiu aerian forțelor NATO să bombardeze, să nu știu ce. Dar oare nu ne-au trădat ei în 89? Pentru că există și acolo un scenariu. Da. Există un scenariu că trupe, aceste trupe de care vorbeați mai devreme, se pare că au intrat pe acolo și au venit la Timișoara. Și se pare că cei primii morți au fost făcuți de aceste trupe. Repet, sunt lucruri aruncate pe piață, ele trebuie verificate, nu de noi, ci trebuie cei care sunt. După asta, l-avem pe domnul, să-i fie țărna ușoară, domnul Brucan, care ne-a spus că în 20 de ani de-abia poporul ăsta se face ei. Deci dânsul ne aduce capitalismul, dar ne aduce și comunismul. A uitat să ne spună de chestia asta, că a venit împreună cu Walter Roman și cu... Apropo, Walter Roman e tatăl lui Petre Roman, nu parcă? Da. Nu, deci este, e tatăl lui Petre Roman sau nu? Adică este o intoxicare? Este. Și s-au nimerit tocmai așa domnul Iliescu cu domnul Petre Roman? Adică s-au... Prin șansa. 1900... Planetele. Coincidențe. Coincidențe. Cu toți cei care erau pro-KGB au ajuns în... 1930, cam în jurul acestui an, nu mi-am notat, dar în câte cunosc... Walter Roman, tatăl lui Petre Roman, devine absolvent de liceu undeva la Oradea, parcă. Și pentru că era dotat intelectual, un băiat foarte bun, așa, pleacă la Brno pentru ca să urmeze Politehnica. În Cehoslovacia? Petre Roman, nu, Walter Roman. Petre Roman, Petre Roman este născut în 1947-46 și din documentele care eu nu le-am verificat, dar din documentele existente, el a fost botezat de către Petru Groza, primul ministru al României. Un moșier a dus în sfârșit cu frontul plugarilor, președintele frontului plugarilor în sfârșit, și a pus o condiție atunci. Dom'le, pentru că Walter Roman a fost cel care a intervenit pe lângă primul ministru acesta care vă spuneam. Și s-a pus o condiție. Dom'le, știu că dumneata ești evreu, dar eu nu pot să votez. Walter, nu știu cum e, mai spune. Și așa. Și de ce îl face facultatea la Brno? Ca să mergem pe linia... El s-a dus ca să urmeze Politehnica și a ieșit... Inginer. Ceea ce se pune întrebare acum, întrebări și fiecare poate să... Când părinții tăi sunt niște funcționari mărunți, pleci în Cehoslovacia, mâncare, îmbrăcăminte, plătești cursuri și ce mai aveai nevoie întreținere? Cu această întrebare foarte bună, revenim așadar de la fix, încercăm să găsim un răspuns.